Consiliul Local Municipal a aprobat și pentru anul 2023 supraimpozitarea clădirilor și terenurilor lăsate în paragină aflate pe teritoriul orașului. După ce o comisie de specialitate le va inspecta, supraimpozitarea impusă va putea fi cuprinsă între 100 și 500% dacă proprietarii nu le vor îngriji nici după ce vor fi somați. Este o strategie inițiată de Consiliul Local Municipal încă din 2019 privind supraimpozitarea clădirilor într-o stare avansată de degradare sau cu fațadele deteriorate, dar și a terenurilor abandonate. Iată că această procedură, ce include o supraimpozitare de până la 500% în funcție de gradul de degradare al clădirii, grad de degradare constatat în urma unei evaluări a unei comisii de specialitate din cadrul primăriei municipiului Buzău, iată că această procedură, eu zic că s-a dovedit eficientă, în sensul că în ultimii ani cei care s-au aflat sub incidența acestei hotărâri de Consiliu fie au decis să reabiliteze clădirile, fie au igienizat acele terenuri, le-au împrejmuit, fie au demarat procedurile necesare pentru obținerea autorizației de construire. Anual, câteva zeci de clădiri au fost reabilitate acolo unde situația o impunea, iar anul acesta au fost depistate 38 de construcții care vor fi supraimpozitate. Într-adevăr, mai sunt și câteva cazuri izolate în municipiul Buzău, acolo unde situația juridică a clădirilor este incertă, aș putea spune. Și în acest sens pot să vă dau două exemple concrete. Este vorba de o clădire situată pe strada Cuza Vodă, unde proprietarul nu a fost identificat sau moștenitorii nu au fost identificați deoarece proprietarul a decedat în urmă cu mai mulți ani. Noi am declanșat de ceva vreme procedurile juridice pentru a prelua această clădire în proprietatea publică, astfel încât să luăm măsuri fie pentru demolarea acesteia, fie pentru consolidare. O clădire aflată în atenția municipalității este cea de pe strada Locotenent Godeanu din vecinătatea Pieței Centrale, rămasă neterminată de mai mulți ani. O clădire abandonată de mai mulți ani, acolo au fost ceva probleme pentru că s-au executat lucrări fără autorizație de construire. Ulterior, firma ce deținea în proprietate acel imobil a intrat în insolvență și în faliment, de aceea încă nu avem un proprietar asupra căruia să ne îndreptăm cu măsuri, așa cum spuneam, fie de supraimpozitare, fie alte măsuri pentru refacerea acelei clădiri. Primăria deține la rândul ei mai multe clădiri din oraș, dintre care unele ar avea nevoie de reparații urgente. An de an încercăm să alocăm fonduri în bugetul local și pentru 2023 au fost prinse fonduri pentru aceste clădiri. În principal e vorba de locuințe naționalizate, transformate de-a lungul anilor în locuințe sociale. Chiriașii, bineînțeles, că nu au fonduri pentru reabilitarea acestora, motiv pentru care în fiecare an primăria alocă fonduri pentru reabilitarea lor. În fiecare an 2-3 clădiri au fost reabilitate din fonduri publice. Mă refer aici în principal la câteva imobile situate pe Bulevardul Gării, dar și în zona pe strada Ile Caragiale, în cartierul Titulescu, unde iarăși au fost reabilitate două astfel de clădiri. Clădirile administrate de primărie fac parte din proprietatea publică a statului și ar trebui să fie întreținute cu fonduri de la bugetul național. Reparațiile sunt suportate din bugetul local, urmând ca banii să fie recuperați de la guvern. Din 2020, dacă nu mă înșel, undeva peste 120 de clădiri, aș putea spune, au fost refăcute ca urmare a acestei decizii. Și bineînțeles, imediat după depunerea documentelor la Direcție Economică și o nouă evaluare a Comisiei, impozitul revine la cuantumul normal pentru orice clădire din municipiu. Până în prezent, niciunul dintre proprietarii supraimpozitați nu au apelat la justiție pentru a contesta deciziile primăriei în legătură cu clădirile și terenurile lăsate în paragină.